Iubiți frași și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Apocalipsa, capitolul 14. Vom citi de la versetul 1 la 13, chiar dacă vom acoperi în trei capitolul, dar citim doar 13 versete. Apocalipsa, capitolul 14. Să ascultăm cuvântul Domnului. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144 de mii care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuie de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic. Și glasul pe care l-am auzit era al celor ce cântă cu alăuta și cântă din aleutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie și înaintea celor patru făpturi și înaintea bătrânilor și nimeni nu putea să învețe cântare afară de cei 144 de mii care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei că sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună că sunt fără vină înaintea scaunului domniei a lui Dumnezeu. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminței, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas dacă se închină cineva fiare și coaneie ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor, și nici ziua, nici noaptea n-au o dignă cei ce se închină fiare și iconei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Iisus. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, da zice Duhul. Ei se vor odigni de ostenelele lor că și faptele lor îi urmează Amen. Un cuvânt profund, un cuvânt adânc este cuvântul lui Dumnezeu. Cu seminarul de astăzi, așa cum am anunțat cu săptămâni în urmă, concludem învățătura despre șirul evenimentelor de la mijlocul necazului celui mare a menționat și readuc aminte din nou audienții mele, cercetătorii Sfintelor Scripturi, studiind cu, de cuvântul Domnului, au ajuns la concluzia și eu cred că este o concluzie potrivită, că la mijlocul necazului celui mare, într-o perioadă scurtă de timp, de câteva luni până la un an, dar sunt câteva luni doar, 15 evenimente majore vor avea loc, care evenimente, odată desfășurându-se, și concluzând, deschid apoi drumul spre ceea ce Biblia numește propriu zis, necazul cel mare, ultima parte, cea de-a doua parte, ultimii trei ani și jumătate din necazul cel mare. În seminarul precedent, al 20 lea am putut să vedem venirea și lucrarea profetului mincinos, Apocalips 13, 11 la 15, semnul fiarei, Apocalips 13, versetele 16 la 18 și introducerea închinării anticristice, Apocalips 13 de la 3 la 10. Astăzi vom urmări împreună ultimele patru evenimente de la mijlocul necazului celui mare și anume, primul, ruperea celor șapte ani de legământ dintre anticrist și Israel

Matei 24, de la 15 la 28, Apocalips 12, de la 1 la 17, Geneza 39, de la 9 la 11. Și apoi, cel de-al patrulea și ultimul este Anunțurile de la mijlocul necazului celui mare. Ați putut să observați că la concluzia judecății pământului prin pecete, la cea de-a șaptea pecetă, s-a anunțat ce urmează, trâmbițele. La cea de-a șaptea trâmbițe s-a anunțat ce urmează, potirele, însă, înainte ca să înceapă potirile, am avut această paranteză de la capitolul uh, 10 la uh, 9 la 14, unde Dumnezeu ne face de cunoscut ce se întâmplă în cer și ce se întâmplă pe pământ, care sunt mișcările lumii în perioada aceasta înainte de a intra în vâltoarea cea mai mare a evenimentelor. Având în vedere faptul că primele trei subiecte pe care le-am amintit astăzi și care sunt uh, uh, ruperea celor șapte ani de legământ, uh, urăciunea postirii și uh, persecuția evreilor le-am atins și în seminariile precedente, în două, mă voi opri mai puțin asupra lor ca să putem să ne uităm îndeaproape la aspectul persecuției și la anunțurile de la mijlocul necazului celui mare. Deci, haidem să începem cu începutul. Deci, mesajul nostru sunt tot evenimentele de la mijlocul necazului celui mare, Partea a patra. Primul lucru, persecutarea evreilor. Textul care, textele care se ocupă de acest aspect al vieții poporului evreu din vremurile din urmă sunt Matei 24, de la 15 la 28, Apocalips 12, de la 1 la 17 și Geneza 39, de la 9 la 11. Bineînțeles că în profeți sunt pasaje similare, paralele, eu vă spun pasajele cele mai pronunțate, mai evidente care vorbesc mai direct asupra acestor subiecte. Odată ce diavolul este aruncat din locurile cerești unde stă la ora actuală și de unde conduce toată lumea demonilor și de unde controlează viața pe pământ a celor care îl slujesc și atacă mereu Biserica lui Hristos. Știm foarte bine că uh, diavolul are șase locuri în care uh, locuiește, le-am urmărit îndeaproape pe fiecare în seminarele precedente, din uh, văzduh, el va fi aruncat pe pământ pentru trei ani și jumătate, pentru că apoi să fie închis în abis, un alt loc pe care îl va avea pentru mie de ani, din abis va fi dezlegat și lăsat din nou pe pământ o vreme scurtă de timp și apoi aruncat pentru totdeauna împreună cu toți demonii și cu oamenii necădincioși în lacul de foc și de pucioasă, moartea a doua, judecata finală a lui Dumnezeu împotriva păcatului. Odată ce el este aruncat pe pământ, el procedează la persecuția împotriva evreilor. Dar care sunt, practic, evenimentele pe care el le declanșează ca să procedeze la persecuția evreilor? Am să vi le uh, Primul lucru, invadează Israelul. Daniel 11 cu 41. Va intra și în țara cea minunată și își va așeza capitala la Ierusalim. Un alt eveniment va intra în templul Domnului. 2 Tesalonicen doi cu 4. Deci se va reconstrui cel de-al treilea templu. În această privință, ați auzit, sunt eforturi pe care diferite organizații evreiești și creștinești le fac cu intensitate pentru ca cel de-al treilea templu să se construiască cât de repede și uh, chiar guvernul israelian, Cnesetul, Parlamentul israelian, este uh, dispus să procedeze la uh, reconstrucția templului iudaic. Se așteaptă o conjunctură politică mai bună în această privință, dar lucrurile sunt așa de volatile, pe pământ se pot schimba de la o zi la alta, de aceea la ora actuală, uh, vreau să vă spun, uh, majoritatea lucrurilor legate de construcția templului sunt pregătite, numai să i se dea drumul și ca pe vremea lui Solomon, una-două va fi uh, ansamblat. Un alt eveniment pe care îl face diavolul, va întrerupe jertfa necurmată, Daniel 9 cu 27. Sigur că cu cerin Israelul, Ierusalimul, intrând în templul lui Dumnezeu ca să se dea drept Dumnezeu, nu va mai lăsa pe evrei să aducă jerfă, pentru că vă spune: dacă aduceți jertfă, mi-aduceți mie. Cum vă spuneam că erau obligați creștinii primari pe vremea cezarilor, odată pe să aducă un pumn de sare, jerfă și să spună la un altar zidit în cinstea lui Cezar, Cezar este Domnul. Și pentru că toți creștinii, majoritatea creștinilor, nu toți, că majoritatea aveau frică de Domnul și iubeau pe Domnul, refuzau lucrul acesta, erau martirizați, erau deposedați de proprietățile pe care le aveau, erau duși pe galere, deci pe corăbii și puși la văslit, erau făcuți robi, erau vânduți sclavi, persecuții crunte, pentru că ei nu recunoșteau că Cezar este domnul, este numai un om și este ca urmare pretenția aceasta să fie recunoscut Dumnezeu este mai degrabă o pretenție demonică decât una dumnezeiască. Diavolul va pretinde închinare, 2 Tesalunceni 2 cu 4, Pocres 13 cu 4, va persecuta pe Israel, propriu zis, Matei 24 cu 15 la 27, va, încu va încuvința urăciunea pustirii, adică așezarea statuii pe care profetul mincinos uh, o comandă și pe care o va anima cu puterea diavolului, așezarea acestei statui, probabil în locul preasfânt uh, și statuie care va vorbi cu oamenii, așa cum astăzi, de exemplu, se lucrează nu, foarte intens la inteligență artificială, se speră că cel puțin până în 2030, dacă nu mai repede, vom avea computere cu care se poate comunica, computere cu care se poate vorbi și care să înțeleagă ce vorbești, ce îl întrebi și care să-ți dea răspunsuri la multe probleme, problemele vieții. Deci va încuvința urăciunea pustirii, pe de altă parte va săvârși semne și minuni mai întâlnite, pentru că energizat de diavolul, potrivit de 2 3, 2, 8 la 10, va face semne, minuni, ca să inducă lumea în eroare, la fel ca și prorocul mincinos și felul acesta va putea să procedeze la persecuția împotriva evreilor, pentru că evreii o să îi se opună datorită ce, faptului că a rupt legământul cu ei și nu s-a ținut de cuvânt, în evrei va avea o piedică constantă. Și piedica această constantă va fi și una politică și una religioasă și datorită acestui fapt anticrist va fi hotărât să uh, procedeze la o persecuție nemai întâlnită, așa spune Mântuitorul Iisus Hristos, împotriva evreilor, nemai întâlnită. Uh, a fost o persecuție cruntă pe vremea lui Hitler, șase milioane de evrei uciși, uh, anticrist va face una și mai mare. Dar de ce? De ce va proceda el la persecutarea evreilor? Are mai multe motive. Primul motiv. Iisus Hristos a născut prin poporul evreu. Și de aceea urește poporul acesta pentru că este vehiculul prin care a intrat mântuirea în lume. Nu poate să vadă lucrul acesta și nu poate să, să, să priceapă. Mai ales că toate intervențiile lui Dumnezeu cu Israel au fost intervenții supranaturale. Când acest popor s-a născut, s-a născut supranatural, din Avram și Sara, nu? erau bătrâni, fără posibilitate de procreere și Dumnezeu a făcut o minune cu trupurile lor. Deci Israel este un popor supranatural. Apoi, ieșirea de subrobie a Egiptului a fost uh, o ieșire supranaturală, uh, niște oameni care tot uh, 400 de ani au fost ciobani și agricultori, fără armată, fără pregătire militară, să stea în fața armatele lui Faraon să traverseze Marea Roșie, să supraviețuiască 40 de ani în pustiu. Imaginați-vă ce însemnează aceasta. Noi ne plângem că după câteva luni de zile ni se învechesc hainele. Și se învechesc. Israel a avut tot haine noi, timp de 40 de ani, în cele mai aride condiții, în praful același în mizerie ce e din pustiu. Nu suntem departe de pustiu aici în California, știm ce înseamnă pustiul. Hainele le-au fost noi tot timpul, Pantofii le-au fost noi tot timpul, nimic nu s-a stricat. Este supranatural. Și apoi, cucerirea propriu-zisă a Canaanului, care era bântuit de urieș, a fost tot o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu. Este primul motiv. Al doilea motiv. Lui Israel Dumnezeu i-a promis o împărăție de o mie de ani. Și. Ceea ce vrea diavolul, satana, prin anticrisie, și prin prorocul mincinos, este aceasta. Nimicin pe Israel. Nu se mai poate face un împărăție de o mie de ani, pentru că împărăția aceasta a promis-o lui Israel, nu a promis-o neamurilor. Nu că neamurile nu vor beneficia de ea, dar a promis-o lui Israel. Și atunci, dacă Dumnezeu nu mai poate da lui Israel o împărăție de o mie de ani, fiți atenți, Dumnezeu este mincinos. Și dacă Dumnezeu este dovedit mincinos de către anticrist, de către satana, de către diavolul, atunci anticrist spune, vedeți, eu sunt Dumnezeu. O să mincinos. A mințit șase de ani, v-a dus în eroare. A trebuit să vin eu să-l dovedesc că este mincinos. De ce trebuie să vă închinați mie, să credeți în mine? Este un motiv mare pentru el să nimicească pe Israel. Pentru ca uh, oamenii să creadă că Dumnezeu este mincinos și că El este adevăratul Dumnezeu felul acesta va putea să motiveze uh, întreg pământul, majoritatea oamenilor să îi se închine lui. Uh, ce face el în continuare? Odată ce uh, pornește persecuția, Mântuitorul Iisus Hristos spune în Matei 24, de la 15 la 28, că Israel să fugă la munți. Și noi știm că acum, după Isaia 63, va fugi în Boțra, în Petra, în Iordania de astăzi, care va rămâne neatinsă de Anticrist. Acolo se va ascunde o rămășiță. Va încerca o uh, invazie militară asupra uh, rămășiței, dar uh, nu i va reuși. Pentru că uitați cuvânt, ce spune cuvântul Domnului. Atunci șarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca să, soia râul. Când vorbește despre apă ca un râu, vorbește despre o invazie militară. Dar n-a reușit. Nici cu această invazie militară s-a întâmplat ceva. Sigur, mâna Domnului care controlează toate lucrurile. Și nu a putut să nimicească rămășița. Și atunci cuvântul Domnului spune că în mânia lui, în frustrarea lui, uh, începe o persecuție mai mare împotriva populației care a rămas în Israel, pentru că rămâne populația în Israel. În cadrul acestei persecuții, diavolul, fiind mincinos și tatăl minciunii, fiind înșelător, va proceda la câteva tricuri. Fiți atenți ce vă spun acum din cuvântul Domnului. Care sunt tricurile? Tricurile sunt ceea ce spune Mântuitorul Iisus Hristos în Matei 24, versetele 23 și 26. Adică rămășița aceasta care a fugit și s-a ascuns în munți, în Iordania, îi se va întinde o momială. Momeala care este? I se va spune, voi îl așteptați pe Hristos, nu pe mese, da. Uite, iată Hristosul. A apărut în Tel Aviv, Iată Hristosul, este în pustiu, Vă așteaptă ca și pe vremuri, în pustiu, Să vă protejeze impustiu. Ca să-i determine să iasă de acolo. Deci când Domnul Iisus Hristos zice, se va zice, iată Hristosul, este aici, iată El este impustiu. Să nu-L credeți. Este vorba de momiala de ademenire pe care anticrist o face prin aghiotanții Lui prin propagandiștii lui, șefii propagandei lui, către rămășiță, care este ascunsă și să se întoarcă de acolo ca să fie uh, capturată și să fie, bineînțeles, omorâți. Uh, dar uh, rămășița aceasta nu va fi dusă în eroare, va sta la locul ei până când Hristos îi se va arăta la sfârșitul necazului celui mare. Persecuția aceasta împotriva lui Israel este o persecuție cruntă, Uh, multă populație va pieri din Israel, cea mai mare parte din populația lui Israel uh, care a rămas și n-a fugit la munți va pieri sigur că vor rămâne oameni pentru că se va intra în împărăția de o mie de ani și vor rămâne oameni și pentru împărăția de o mie de ani, dar cea mai mare parte a populației israelene va muri, Israel se va reface din nou în timpul împărăției de o mie de ani. aceasta este persecuția pe care anticrist o începe în această perioadă de concluzia necazului cel mare și de a primei părți de intrare în partea finală în a doua parte 2. Anunțurile de la mijlocul necazului cele mari. Odată ce uh, lucrurile acestea despre care am vorbit s-au desfășurat, uh, cuvântul Domnului ne spune în textul pe care l-am citit în Apocalips 14 că sunt câteva anunțuri făcute de Domnul și de îngerii Domnului pentru uh, perioada de timp ultimii trei ani și jumătate din istoria omenirii înainte de intrare în mileniu, sunt șapte anunțuri speciale care au trei aspecte distincte. Primul aspect, primul anunț pe care îl vă și ne vom uita la fiecare, primul anunț este cu privire la falimentul programului falsei trinități. Deavolul, prin anticrist și prin prorocul mincinos, vor să ducă toată lumea în eroare, dar vor falimenta, vor duce în eroare multă, multă lume, însă nu vor reuși pe toți. Și primul anunț de la intrarea în necazul cel mare, partea a doua, este tocmai cu privire la acest faliment. Doi, al doilea scop al acestor anunțuri este sosirea judecății prin cele șapte potire. Și al treilea scop al anunțurilor sunt cuvinte de încurajare către sfinții din această perioadă de timp. Avem două feluri de sfinți în această perioadă de timp, sunt cei care cred în Isus Hristos și sunt cei care sunt poporul lui Israel, sfinții poporului tău, cum spunea Domnul lui Daniel și vă am amintit textul. Să ne uităm la anunțurile propriu zise. Primul anunț este în Apocalips 14, 1, la trei. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144 de mii care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuie de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic. Și glasul pe care l-am auzit era ca ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144 de mii care fusese răscumpărați de pe pământ. Uh. Deci primul anunț este cu privire la uh, inabilitatea Trinității nesfinte de a cuceri toată lumea. Însă scena pe care o introduce Apostolul Ioan prin Duhul Domnului este o scenă milenară, pentru că ce spune aici nu se întâmplă la mijlocul necazului celui mare, ci este scena de la, din timpul împărăției de o mie de ani, când Isus Hristos va fi cu 144 de mii. Însă motivul pentru care se aude această strigare este tocmai pentru ce scop. Observați că nu toată lumea a căzut victimă lui Anticrist. Ăștia 144 de mii care au predicat împotriva lui, din potriva au rămas în picioare și se poate rămâne în picioare chiar cu prețul pierderii vieții. Ce, ce este cu acești 144 de mii? Patru lucruri ni se spune despre ei. Primul, sunt bărbați curați, virgini, deci n-au fost căsătoriți, n-au avut aventuri cu femei, Așa vor fi. Și de ce? Pentru simplu motiv că în mijlocul condițiilor necazului celui mare, a gândi să te căsătorești este un lucru uh, dificil, este un lucru de curaj. Dacă vrei să te dedai Evangheliei și să călătorești cu Evanghelia până la marginile pământului, cum se întâmplă cu Evanghelia Împărăției în timpul Necazului celui mare, familia poate să fie uh, o piedică în uh, procesul acesta. De ce? Ai soție, trebuie să stai acasă, ai copii, trebuie să stai acasă. Bărbații aceștia, evangeliști aceștia, deci vor fi numai bărbați, vor renunța la familie ca să poată să nu aibă nici o restricție și să se ducă cu Evanghelia oriunde îi trimite Mântuitorul Iisus Hristos. Al doua caracteristică spune că ei urmează pe Mesia peste tot. Apocalipsa 14 cu 4, partea a doua. Ei urmează pe El oriunde merge El. A treia care este caracteristică spune aici, ei sunt întâiul rod al mielului au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru mier, spune în Apocalips 14 cu 4, partea finală. Ce însemnează aceasta? Întâiul rod. Vă aduc aminte din cuvântul Domnului că în împărăția eternă lui Dumnezeu este o realitate. Sunt mai multe grupări de sfinți, de mântuiți, mai multe grupări. Nu este numai una. Toți mergem în împărăția lui Dumnezeu, dar acolo vom fi grupați de cete, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, fiecare la rândul cetei lui, a grupării lui. De exemplu, pentru așa zisă dispensiune a nevinovăției, care ține de la Adam până la Noie, întâiul rod este cine? Cine este? Abel. Abel este întâiul rod al celor mântuiți. Apoi, de la a doua este dispensiunea guvernului de la Noe până la Avram. Întâi rod este Noe cu familia lui. Ei sunt primii care stau lângă Domnul. Este după aceea dispensațiunea credinței, Avram este întâi rod. Apoi dispensiunea legii, Moise este întâi rod. Este dispensiunea sau perioada Harului, cine este întâi rod? Harul de pe cruce care s-a mântuit, ăla este întâiul rod ei, acești 144 de mii sunt întâiul rod al necazului celui mare, pentru că ei sunt pecetuiți de Domnul la începutul necazului, până nu pornește urgia, de deci ce ei sunt întâiul rod pentru această perioadă de timp, întâiul rod pentru Dumnezeu uh, ei sunt a patra caracteristică perfecți în moralitatea lor Cuvântul Domnului spune: Nu s-au întinat cu femei și, de asemenea, în gura lor nu s-a găsit minciună. Apocalips 14 cu 5. Acesta este primul anunț. Al doilea anunț este în Apocalips 14, 6 la 7. Și am văzut un alt înger care îți prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor Pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Ei zice, ei, el zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă că ce a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Acest al doilea anunț este o chemare finală pe care Dumnezeu o face către locuitorii pământului să se închine la Hristos Domnul. Și să nu se închine la Anticrist. Este ultima dată când pământul aude din cer această chemare. Uh, oamenii vor fi, uh, vor fi binecuvântați să aibă această posibilitate, cum diavolul cu profetul mincinos demonstrează supranatural că el este Dumnezeu. Dumnezeu va demonstra supranatural, trimițând chiar pe îngeri, cum spune aici, ca să le vorbească la oameni despre Evanghelia Împărăției și să-i întoarcă la Isus Hristos să nu se ducă după Anticrist și după prorocul mincinos. Este al doilea anunț. Al treilea anunț. Apocalips 14 cu 8. Apoi a urmat un alt înger, spune, al doilea și a zis, a căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Din nou avem o profeție în avans, pentru că lucrul acesta se va întâmpla în această perioadă de timp, că cu aceste anunțuri începe, cum am spus, partea a doua necazului celui mare, cele șapte potire, și în această parte a doua necazului va cădea Babilonul politic, capitala politică a Babilonului. Și uh, anticrist se pare că va rezidi Babilonul din Irak, îl va rezidi și îl va face un, un oraș, un centru bancar, un centru politic, un centru comercial, uh, cum a fost numai pe timpul lui Nebucadnețar, cu credin suspendate, ceva de domeniul visului. Dar, uh, pentru că Dumnezeu a promis, dacă vă uitați în Ieremia 49, 50 și 51, căderea Babilonului, nu s-a întâmplat niciodată ce spune Ieremia. Uh, Căderea definitivă a Babilonului va fi în această perioadă de timp. Și vom vorbi despre ea cu detaliu, am să vorbesc cu ajutorul Domnului când vom ajunge în Apocalips, capitolul 18. Al patrulea anunț. Apocalips 14, de la 9 la 12. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas dacă se închine cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, Turnadnea a în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în să înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au o dignă cei ce se închină fiare și icone și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncele lui Dumnezeu și credința în Isus. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, fericit de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor digni de o lor, că și faptele lor îi urmează. Este un anunț cu privire la cei ce primesc semnul fiarei. Vă spuneam și în lecțiunea trecută, seminarul trecut: cei ce primesc semnul fiarei, aceștia fac un legământ specific cu anticrist sau cu slujitorii lui anticrist, prin care spun renunț la Dumnezeul Scripturilor, renunț la Hristos, renunț la Duhul Sfânt și îl iau pe anticrist drept Dumnezeul meu. Dacă se va întâmpla, deci primesc semnul acela că au făcut legământ, 666, dacă va fi și cum spuneam în lecțiunea trecută, ca pe vremea lui Noie, când li se va da probabil o doză de DNA, E structură genetică alterată, mai puțin de două săptămâni vor fi ca pe vremea lui Noe, jumătate oameni, jumătate demoni, sigur că oamenii aceștia, ființe acestea, nu se mai mântuie niciodată, se duc direct în judecată. Direct în judecată. Lor li se spune în acest anunț că dacă primesc semnul fiare, vorbea vinul mâniei lui Dumnezeu neamestecat, Apocalipsa ce cu 10, vă spuneam mereu în alte mesaje, în alte predici, Astăzi, paharul lui Dumnezeu este un pahar amestecat. Dreptatea lui Dumnezeu este amestecată cu ce? Cu milă, cu dragoste, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, cu bunăvoință. Noi bem din paharul acesta astăzi. În timpul necazului celui mare, Dumnezeu este numai drept. Ai făcut rău, rău ți se va face. Cine omoară cu sabia sabe va fi omorât, deci nu mai este va fi numai uh, vinul mâniei lui Dumnezeu și doi vor suferi pedeapsa unui torment etern în lacul de foc și de pucioasă, în partea finală a versetului 10, așa se spune și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea Sfinților Îngeri și înaintea mielului al cincele anunț Apocalips 14 cu 13 și am auzit un alt glas din cer care zicea Scrie, felice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenerile lor, că lor îi urmează. Este un anunț pentru o nouă încurajare la Sfinții Necazului Celui Mare, la cei care l-au primit pe Iisus ca Mântuitor în perioada aceea de timp. Anunțul acesta din nou supranatural, ei îl vor auzi, îl vor auzi lumea întreagă, va fi pentru ei o încurajare să nu-și piardă credința și să nu se compromită al le anunț, Apocalips, capitolul 14, versetele 14 la 16. Apoi m-am uitat și iată, un nor alb și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o secere ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare la cel ce ședea pe nor. Pune secerea ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Atunci cel ce ședea pe nor și-a aruncat secera pe pământ și pământul a fost secerat. Acest anunț al șaselea este cu privire la ultima recoltă de mântuiți în timpul necazului celui mare. Secera și secerișul întotdeauna în Scriptură este simbolic pentru mântuire. Pentru mântuire. Oamenii sunt prezentați în Scriptură și Isus a spus, ridicați-vă privirile, holdele sunt coapte. Este seceriș. Și când spune aici, aruncă secerea pe pământ, deci mai întindeți odată mila, mai întindeți odată mâna. Și cei ce n-au primit semnul fiare și s-au întors la Hristos, aceștia vor fi sigilați ca să fie păstrați pentru intrarea în mileniu, ca mântuiți ai Lui Dumnezeu. Al șaptelea anunț. Este în Apocalips 14, versetele 17 la 20. Și din templu care este în cer a ieșit un alt înger, care avea și el un cosor ascuțit, tot o secere. Și un alt înger care avea stăpânirea focului a ieșit din altar și a strigat cu glastare către cel ce avea cosorul cel ascuțit. Pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii viei pământului, că strugurii ei sunt copți. Și și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și-a aruncat struguri în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Și teascul a fost călcat în picioare, afară din cetate, și din teascul a ieșit sânge până la zăbarele cairor, pe o întindere de 1600 de stadii. Hmm. Ce se întâmplă? Cu acest al șaptelea anunț, înainte de a începe prima zi, a părții a doua a necazului celui mare. Uh. Lumea este avertizată din nou. Dacă nici acum nu înțelegeți că este mâna lui Dumnezeu asupra voastră, Dumnezeu va închide mintea voastră pentru totdeauna și, și deși veți, și de veți vrea să vă întoarceți ca și faraon al Egiptului, nu vă veți putea întoarce ca să fiți mântuiți. Așa a spus Domnul și lui Moise, nu? Pe vremea lui Faraon. Du-te la Faraon se spune, lasă poporul meu să plece. S-a dus de câteva ori și nu l-a lăsat. Și acum Domnul i-a spus lui Faraon, lui Moise, du-te din nou la Faraon, că acum îl împetresc eu. De ori s se termina? De cinci ori n-a vrut să se înduplece? Așa sau oară îmi pune eu mâna pe el. Așa se întâmplă în acest anunț. Este ultima avertizare pe care Dumnezeu o dă înainte de a declanșa potirele. Și uh, cuvântul Domnului, aș vrea să înțelegeți că este ceva foarte tainic în acest cuvânt. Uh, cuvântul acesta pe care l-am citit este și cu privire la uh, concluzia întregii părți a necazului celui mare, Armagedon. Cuvântul Domnului spune că aici nu mai e vorba de seceriș, ci este vorba de struguri și este vorba de teasc. Teascul în scriptură este de regulă simbolic pentru judecată, pentru că te presează, te strânge până e să sângere din tine. Teascul e judecată. Și ce spune aici, a cules via pământului și a arunca struguri în teascul cel mare al mâniei, nu al milei, al mâniei Domnului. Și auziți ce spune aici, Aici este o mare taină. Deci asta se întâmplă exact la concluzia necazului celui mare, în ziua a 1260 -a. Ultima zi din timpul necazului cel mare este Armagedon. Și teascul a fost călcat în picioare afară din cetate, pentru că se vor aduna toate națiunile pământului, toate armatele, armatele pământului în valea lui Iosafat, la, în valea Armagedonului, și din teasca ieși sânge până la zăbalele cailor pe o întindere de 1600 de stadii. Este din Valea Izraelului sau Armagedonului către Ierusalim prin pârâul uh, Chedronului se va despica pământul, frați și surori, deci atâta popor va fi că sângele va avea înălțimea de un metru până la zăbalele cailor 4,5 picioare, un metru, un metru și 20, deci așa va fi sângele de mult din zdrobirea aceasta pe care o face Dumnezeu, uh, pentru că se vor război cu Iisus Hristos. Deci vor avea atâta nepricepere să se războiască cu mirul lui Dumnezeu. Și auziți acum, noi avem în cultura poporilor uh, Marea Neagră și mai este o mare, Marea Roșie. E Marea Roșie este un termen profetic. Marea Roșie din când în când are ceva roșu în ea. Ei, Marea Roșie va ajunge într-o zi roșie. Pentru că din valea aceasta a Israelului, de la Armagedon, se va deschide un culoar și sângele acesta de un metru înălțime, pe, nu mai spune Biblia ce lățime, va fi ca un râu care va merge pe o lungime de 200 de mile. 1600 de stadii înseamnă 200 de mile, 320 de kilometri. Și dacă vă uitați și cercetați pe internet, din valea lui uh, Izraelului și până în Marea Roșie sunt exact 200 de mile, exact 200 de mile sunt. Și sângele acesta va curge tot în Marea Roșie, Marea Roșie își va împlini denumirea profetică, va deveni roșie, pentru că Domnul va pedepsi pe locuitorii pământului. În al treilea rând și în ultimul rând, aspecte practice ale acestor evenimente am vorbit despre aspectul profetic, dar capitolul 14 este și un capitol uh, practic. Și aș vrea să ne uităm la aspectele practice. Primul, în primul rând sunt cei 144.000, de mii, Apocalipsa 14 de la 1 la 5. Aspectul practic este acesta. Ei sunt o companie elevată. 14 cu 1. O companie entuziastă. Cântă laudele Domnului. Apocalips 14, 2 la 3, partea 1. 3. O companie exclusivă. Apocalips 14, cu 3B. Numai ei știu să cânte ce să cânte. O companie exclusivă. Și urmează pe miel, Stau lângă Domnul Iisus Hristos. Și 4. Sunt o companie exemplară. 14, cu 4 la 5. Cât de exemplare? Ia uitați-vă cât de exemplare sunt. Ei sunt exemplari în comportament. 14, cu 4A. Exemplar în consacrarea lor, 14 cu 4B. Exemplare în chemarea lor, 14 cu 4C. Exemplare în conversația lor, nu mint, 14 cu 5A. Și exemplare în caracterul lor, 14 cu 5F. Foarte, foarte practic, foarte uh, pe înțelesul nostru tuturor, pentru că și noi trebuie să fim o companie de oameni elevați, entuziaști, exclusivi, Exemplari, cu un comportament exemplar, cu o consacrare exemplară, cu o chemare exemplară, o conversație exemplară, cu un caracter exemplar. Cerul și Evanghelia. 14 de la 6 la 13. Evanghelia care se predică este o Evanghelie care are două aspecte. Este universală în scop, versetul 6, 14 pe cu 6, și este eternă în putere pentru că dă viață veșnică. 2. Conținutul Evangheliei. 14 cu 7 la 13. Implică adevărata convertire. 14 cu 7a. Implică consacrare. 14 cu 7f. Și implică convingere. 14 cu 7, partea 1. Și apoi tot aspectul practic este cuvântul final. Căderea Babilonului, 14 cu 8. Ce vrea să ne spună din punct de vedere practic este acest lucru. Orice lucru făcut de oameni, de la construcții zgârie nori și colibe neînsemnate, de la mașini și până la orice ce vreți, orice lucru făcut de om, într-o zi, în ziua Domnului, se va dărâma. Deci încrederea noastră trebuie să fie în ce face Domnul pentru noi. Amin? Căderea fiarei, 14 cu 10. Destinul închinătorilor, fiarei, 14 cu 11, și destinul opozanților, fiarei, 14, 12 la 13. Ferici de acum încolo din morții care mor în Domn. Și apoi este secerișul final. În secerișul final avem o răsplată pentru sfinți și o judecată pentru închinătorii fiarei. Prin urmare, în concluzie, frașesorilor, doamnelor și domnilor, Evenimentele de la mijlocul necazului celui mare sunt evenimente majore. Ele vorbesc despre un plan minuțios pe care Dumnezeu l-a pus de mult în, la punct. Este interesant că diavolul știe planul acesta, că se uită în Scriptură și o înțelege mai bine decât o înțelegem noi de cele mai multe ori. Dar în prostia lui și în încăpățânarea lui merge înainte cu gândul că totuși va ajunge pe muntele lui Dumnezeu și toată lumea îi se va închina lui, inclusiv Dumnezeu. Vă aminteam mereu, aceasta este, pe lângă mândrica, să este o mândrie prostească, aceasta este uh, boala lui numărul unu, să îi se închine oamenii și Dumnezeu. More, more, mă să știe că îi se închină cineva. De ce a spus lui Isus, te închin mie și îți dau toată lumea ție. Uh, Închinarea noastră trebuie să fie rămână o închinare sfântă către Domnul. Cel rău are un sfârșit praznic și împreună cu el vor avea la același sfârșit toți cei ce nu dau atenție și în chip practic nu se străduie să fie o companie selectă. Noi suntem o companie selectă. Cât de selectă suntem sfinți în ochii lui Dumnezeu. Să ne păstrăm sfințenia, să ne păstrăm viața de părtășie unii cu alții și să ne păstrăm credința în Dumnezeu. Pentru că, după cum vom vedea, dacă ne ajută Domnul să ajungem la capătul studiului nostru, ne așteaptă lucruri pe care nici nu le putem imagina. Ferice de cine ascultă cuvintele acestei profeții, spune Duhul Domnului prin Apostol Ioan și le împlinește. Mă rog, Domnului, ca cei împlinitori să fim noi. Că de ascultat, ascultăm, dar să fim și împlinitori.